Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim în această seară despre prețuri. Vrem să știm oare cât vor mai crește, cât o să mai crească și ratele, nu, pe care le avem la bănci. Cum va arăta iarna acestui an? Care e cel mai rău scenariu la care ne putem aștepta pentru a ne prinde pregătiți? Și va intra sau nu România recesiune anul viitor, în 2023, sau scăpăm ușor? Greu de crezut. În studioul Europa FM este domnul Ionuț Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România, a fost președinte al Consiliului Fiscal. Domnule Dumitru, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Pentru început v-aș întreba simplu și pe șleau, cum va fi iarna aceasta? Explicați-ne ca să știm ce vom trăi. Va fi dificilă, în mod clar. Asistăm la creșteri foarte mari de prețuri. Inflația încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Prognoza băncii centrale, prognoza BNR, era ca pe finalul acestui an să vedem o ușoară scădere a inflației, până la 13% și ceva, dar din păcate acest moment de, să zicem, aplatizare și reducere ușoară a inflației se amână. Noi estimăm că abia prin martie-aprilie la anul o să vedem vârful inflaționist. Suntem la 15,9% cu inflația, probabil că ne ducem undeva pe la 17% în lunile următoare. În orice caz, nu o să vedem probabil o scădere semnificativă în lunile următoare, pentru că mai avem două șocuri cumva care s-au manifestat recent, pe care nu le-am anticipat și toată lumea le-a ignorat un pic, sau să știu, unele erau chiar incerte. În primul rând, noua schemă de compensare, care lasă cumva pe din afară o parte din consumatori care înainte erau compensați până la 1 septembrie, și diferența între prețul compensat și prețul necompensat este uriașă. Prețul compensat este maxim 1 leu pe kilowatt, în timp ce prețul de piață e 4-5 lei pe kilowattoră, și face o mare diferență între a fi compensat, a te încadra în acel 255 de kilowattoră consum lunar și a nu a depăși acel plafon, lucru care te pune în situația de a plăti prețul de piață, care este mult mai mare. Deci dacă depășești plafonul, va fi tragedie. Chiar așa va fi, adică imaginați-vă un consum de 300 de kWh, care nu e un consum foarte mare pentru o familie, să zicem, mai mare, înseamnă la prețul de piață spre 1500 de lei în momentul de față, date fiind ofertele jucătorilor din piață, în timp ce prețul plafonat, dacă te-ai încadra în 255, ar fi maxim 1 leu pe kWh, adică diferența este uriașă. De aceea, spre exemplu, la recalculări, când se fac regularizările acelea, dacă depășești consumul acela plafonat, risc să ai o factură de regularizare foarte mare. Deci, avem acest șoc care nu a fost anticipat, care a adus deja în prețul reflectat la consumator o creștere deja din luna septembrie, a fost un 7% creștere de preț la energie electrică reflectat în IPC, de notat faptul că în indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică se calculează, sau Institutul de Statistică calculează un preț mediu pe care consumatorii îl plătesc. Sunt unii compensați, sunt unii care nu sunt compensați și în final se face un preț mediu. Dat fiind faptul că noua schemă e puțin mai puțin generoasă decât cea dinainte, avem o inflație mai mare reflectată în indicele prețurilor de consum, dar trebuie spus că chiar și așa, noi avem o inflație artificial mai mică prin această compensare, adică acest 15,9 pe care îl avem inflația anuală, e de fapt o realitate cosmetizată, dacă putem folosi acest cuvânt, pentru că avem plafonarea aceea la prețurile la energie electrică și la gaze. Numai dacă facem un calcul, numai din energie electrică, dacă s-ar fi plătit prețul de piață mult mai mare și n-am fi avut plafonare, inflația era probabil peste 30%. Deci nu, inflația este clar mare și foarte mare, avem această plafonare care ajută foarte mult consumatorul casnic, dar într-un final e clar că prețurile la energie nu se mai întorc la nivelul de dinainte de această criză, adică e o nouă realitate la care trebuie să ne adaptăm cu toții, și inflația probabil că va rămâne destul de mare și în perioada următoare și vom reveni la o cifră abia pre finalul anului viitor, adică să avem un 8% și ceva, estimăm noi, la sfârșitul lui 2023. Deci am spus că au fost două șocuri suplimentare. Această creștere de preț prin noua schemă de plafonare, dar în același timp am mai avut un șoc care a fost subestimat, și anume prețurile, sau creșterea prețurilor la alimente, care, dacă ne uităm în ultimele luni, lună de lună, avem creșteri de 1-2% la principalele produse alimentare de bază. De fapt, noi asistăm acum la un efect de rundă a doua a primelor scumpiri, să zicem, primelor creșteri de prețuri la energie. Energie
într-o mică măsură sau mai mare măsură se reflectă energia, se reflectă în foarte multe prețuri prin costurile de producție și în final vedem acum efectele de rundă a doua, poate și a treia, în diverse alte prețuri și la alimente am mai avut și vara aceasta foarte secetoasă la noi. Pe plan global, prețurile la alimente au crescut foarte mult și în final bunurile agroalimentare au avut și ele o creștere destul de rapidă a prețurilor în ultima perioadă. O iarnă cu prețuri la întreținere astronomice, asta e clar. Da, e o problemă destul de serioasă și lucrul ăsta nu e numai în România. Discutăm de probleme probabil în toate țările europene și nu numai. Noi avem o situație relativ fericită, măcar prețurile sunt foarte mari peste tot în lume, dar măcar nu avem o problemă reală în a asigura necesarul de gaze sau necesarul de energie electrică. Știți, în faptul că România are resurse energetice mult mai mari decât au alte țări, avem o dependență mult mai mică decât altor țări în materie de importuri. Și cu toate astea, prețurile la energie printre cele mai mari din Europa. Da, asta e o problemă foarte serioasă și ridică mari semne de întrebare legate de funcționarea pieței. Adică dacă ne uităm pe această piață de ziua următoare, PZU, care a devenit faimoasă între timp, în primul rând, faptul că se tranzacționează pe ea mult mai mult de, sau foarte mult, anormal de mult, peste 50% din tranzacții se fac pe acea piață, în condițiile în care ar trebui să fie doar o piață de echilibrare marginală, să zicem. Și în al doilea rând, faptul că având resurse energetice mult mai mari decât alții, spre exemplu, noi importăm doar 20%, circa 20% din consumul nostru de gaze, față de mediile europene mult mai mari, sunt țări europene care importă 100% din consumul lor, nu au resurse energetice deloc, și la petrol importăm cam 65%, aparent e o cifră mare, dar în comparație cu alte state stă mult mai bine, dar cu toate astea, având o dependență de importul mult mai mică decât altor state europene, noi avem printre cele mai mari, dacă ne uităm pe această piață PZU, la energie electrică, avem printre cele mai mari prețuri din Europa, ceea ce ne arată foarte clar că piața este disfuncțională, că e o problemă serioasă în această piață. Schema de compensare trecută era rea. Asta e un pic mai bună, măcar? S-a trecut cumva de la o extremă la alta, pentru că dacă ne uităm la schema precedentă, ea era extrem de generoasă, în sensul în care statul și-a asumat o compensare între prețul de piață, care ar fi fost el, și prețul acela plafonat. Evident că statul nu are resursele să susțină, dacă aveam un preț plafonat, să zicem, de 1 leu și prețul de piață era 5 lei, statul își asuma diferența de 4 lei. La consumurile foarte mari, sau la cifrele foarte mari despre care discutăm la nivel de consum de energie electrică, discutam de cifre foarte mari, de ordinul miliardelor de euro ca potențial impact al acelei scheme de compensare. După 1 septembrie, schema a devenit mult mai puțin, să zicem, generoasă, în sensul în care statul compensează doar până în 1300 de lei megavatoră. Acum, povara probabil că s-a mutat către jucătorii din domeniu. Adică este absolut clar și cred că asta e un mesaj important pe care să-l înțelegem cu toții, consumator casnic, consumator industrial. Noi asistăm la o nouă realitate în care prețurile la energie sunt mult mai mari decât înainte. E un drum fără întoarcere, nu ne mai întoarcem la prețurile de dinainte de pandemie, de criza aceasta energetică, chiar dacă nu o să mai fie prețurile aberante de astăzi, pentru că sunt prețuri aberante. Am avut prețuri și de 5.000 de lei megawatt-oră la energie electrică. E un preț care n-a nicio legătură cu fundamente, cu realitățile. Și atunci, probabil că la un moment dat, când lucrurile se vor calma cu războiul ăsta de lângă noi, vom avea o normalizare a situației. Dar normalizarea situației nu înseamnă întoarcerea la prețurile de dinainte. Adică cu toții, că e vorba de consumator casnic, că e vorba de consumator industrial, că e vorba de stat, de autorități, trebuie să depunem eforturi foarte susținute pentru a face câteva lucruri. În primul rând, să reducem consumurile, să ne creștem eficiența și consumatorul industrial trebuie să investească foarte mult în eficiență energetică, să reducem consumurile energetice și consumatorul casnic de asemenea și, în ultimul rând, să producem mai multă energie. Că dacă ne uităm în ultimii ani, producția noastră s-a cam diminuat pe diverse paliere și atunci este absolut evident că trebuie să investim mult mai mulți bani și cifrele sunt de partea noastră cumva, pentru că avem resurse energetice, putem cu investiții serioase, putem deveni exportatori de energie. Da, mai e mult până acolo. Deocamdată avem și noi o dependență mai mică ca altora de importuri, dar am putea să o rezolvăm dacă avem deciziile corecte. Sunt oameni care au potențial financiar și care ar putea plăti mai mult la factură. Și cu toate acestea plătesc mai puțin decât înainte de această criză. Da, asta e o situație care nu are o explicație.
Dacă ne uităm, prețul acesta plafonat de 0,68, 0,8, 1 leu, în unele cazuri e chiar mai mic decât înainte de criza energetică la care am asistat în ultima perioadă, ceea ce nu e normal cumva. Adică schema în sine e destul de generoasă, compensarea aceasta, dacă te încadrezi în consumul acela de 255 de kWh. Însă nici nu poți să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic în jurul nostru. Adică s-a schimbat lumea, suntem într-o altă realitate în care prețurile la energie sunt mult mai mari și de aceea cred că măsurile acestea de ajutor, să zicem, trebuie mult mai bine țintite. De fapt, acestea sunt și recomandările instituțiilor internaționale, să țintești mult mai bine acele măsuri către și să-i ajuți pe cei care sunt cei mai vulnerabili și care au de cel mai mult nevoie, pentru că nu poți să-i ajuți pe toți. Adică efortul bugetar ar fi un uriaș și nu ai de unde resurse, pentru că ajungem și la problema resurselor. România are resurse din taxe și impozite de doar 27% din PIB, media europeană este de 41%. Adică cât să întinzi pelteaua și de unde să iei bani, astfel încât să susții mare parte din factura la energie a tuturor cetățenilor, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Cred că trebuie să ne fie clar. Adică schema precedentă de compensare ne ducea către un faliment. Adică nu aveai cum să susții o asemenea situație în care să compensezi diferența între prețul de piață, care putea să fie oricât, și un preț compensat să susții mare parte din factura tuturor românilor. Nu aveai cum să faci. Oare marii consumatori vor ține pasul cu prețurile acestea la energie? Sau... E o întrebare bună, pentru că discutam mai devreme de această inflație la consumator, 15,9. Inflația la producător însă, prețurile producției industriale, au crescut cu 50 și ceva la sută. Deci consumatorul are o inflație de 15,9%, în timp ce producătorul are inflație de 50 ceva la sută. Acest decalaj între cele două inflații la consumator și la producător nu poate fi susținut pe termen mediu. Adică ceva trebuie să se întâmple. Fie vedem o inflație la consumator mai mare, adică producătorul transmite către consumatorul final acele creșteri, fie, să zicem, producătorul internalizează în profituri mai mici, dacă poate, lucrul ăsta, și își asumă o parte din aceste costuri suplimentare, fie pur și simplu iese din business, că nu are ce să facă, nici nu poate transfera consumatorului că e antieconomic și nu mai există cerere solvabilă la prețurile respective, fie întrerupe, deci în producția temporară, așa cum au făcut unii consumatori mari industriali, fie pur și simplu închide, trage o blană. E de așteptat, nu-i așa, să avem oameni angajați, trimiși în șomaj? Sigur că în fața noastră sunt foarte multe incertitudini. Adică nu știm în primul rând ce se întâmplă lângă noi cu războiul acesta care ne-a marcat existența, ne marchează existența tuturor. Nu știm ce impact poate să aibă, să zicem, o escaladare suplimentară a războiului. Știm cu certitudine că băncile centrale sunt nevoite să crească dobânzile, pentru că inflația e foarte mare. Și o creștere de dobânzi într-un context în care oricum presiunile acestea inflaționiste erau foarte mari, costurile creșteau foarte mult, prețurile la energie s-ar fi reflectat oricum într-o activitate economică mai mică, dobânzi mai mari înseamnă de asemenea o încetinire a activității economice, încetinirea creșterii activității economice și în final o economie care crește mai puțin. În momentul de față nu putem spune cu certitudine că vom avea recesiune. Dar cu certitudine putem spune, sau cu o probabilitate foarte mare, că discutăm despre viitor și nimeni nu deține adevărul absolut, putem discuta de o probabilitate foarte mare să vedem o economie care performează mult mai slab ca anul ăsta. Anul ăsta noi avem o economie care a crescut cu peste 5% în primele 6 luni ale anului. Probabil că pe tot anul vom avea un 4,5, estimăm noi, pentru creșterea economică de anul acesta și cel mai probabil anul viitor vom avea semnificativ mai puțin. Noi estimăm un 2,3% creștere economică. Dar lucrurile se schimbă foarte repede, sunt în dinamică și pot lua o turnură mai negativă decât o vedem în momentul de față. Pentru zona euro, Fondul Monetar Internațional estimează o creștere foarte mică, pentru Germania chiar scăderea economică anul viitor, adică sunt multe incertitudini la orizont. România însă are o șansă uriașă, și anume avem aceste fonduri europene alocate, care în total avem la dispoziție circa 80 de miliarde de euro, PNRR plus fondurile europene clasice, pentru o economie relativ mică ca a noastră, reprezintă cam 4-5%, între 4 și 5% din PIB în fiecare an. Adică dacă am luat banii ăștia, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm, am putea avea o creștere economică rezonabilă. Piața Victoriei la Europa FM.
Ionuț Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România și fostul președinte al Consiliului Fiscal, este în studioul Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbim despre inflație, vorbim și despre cum o să arate iarna acestui an, despre recesiune, dacă o vom evita sau nu în 2023. Vorbeam despre dobânzi, ratele pe care le-au de plătit românii la bănci. Domnule Dumitru, BNR majorează dobânda cheie cu 0,75 puncte procentuale la 6,25. În noiembrie, o nouă majorare, ajungem la cât? 6,75? Probabil chiar 7. Este inevitabil ca într-un context în care inflația atinge cote pe care nu le-am mai văzut de mult. Noi am mai fost obișnuiți cu inflație foarte mare. În anii 90 am avut inflații de 200-300%, am avut până în 2004, de fapt, o inflație de peste 10%. Însă țările dezvoltate nu au mai văzut inflația prin care trecem astăzi de foarte mulți ani. În Germania inflația e peste 10%, n-am mai avut inflație de peste 10% din 1950, adică de 50, mai bine de 50 de ani. Adică sunt, practic, probleme serioase, în sensul în care avem o inflație extraordinar de mare peste tot în lume și la această inflație trebuie să reacționezi inevitabil cu creșteri de dobânzi. Și trebuie găsit un echilibru fin între a combate inflația și a nu pune o piedică foarte mare activității economice. De aceea avem încă dobânzi real negative, adică debitorii se plâng de o dobândă în creștere, însă deponenții, spre exemplu, băncilor, au o dobândă real negativă, pentru că inflația este 15-16%, în timp ce dobânda la depozite e un 6-7-8% în cele mai fericite cazuri. Adică avem încă un mediu de dobânzi în termeni real negative. Probabil că băncile centrale vor continua să crească dobânzile, inclusiv BNR va face lucrul ăsta. Noi ne așteptăm la 7% în ședința următoare și poate chiar un 7,50% în prima ședință din ianuarie anul viitor. Dar, oricum, față de inflație, suntem mult mai jos cu dobânzile. Este obligatoriu să crești dobânzile, pentru că miza băncilor centrale în momentul de față nu e neapărat inflația aceasta foarte mare, care vine în mare parte din șocuri exogene. Orice ar face banca centrală nu poate să combată prețul la energie. Cred că trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Sau creșterile foarte mari de prețuri la energie. Și atunci, de fapt, miza băncilor centrale este să reducă acele efecte de runda a doua, a treia și anticipațiile inflaționiste să nu se dezancoreze. Adică dacă banca centrală țintește, să zicem, cum țintește Banca Centrală a României, BNR, 2,5% plus minus 1 inflație, să readucă așteptările pe termen mediu în această țintă. Adică oamenii și agenții economici în general să nu intrăm într-o spirală în care toată lumea se așteaptă la creșteri de prețuri, anticipațiile inflaționiste cresc foarte mult și vom avea într-un final și o inflație efectivă foarte mare. Și Banca Centrală se ruptă cu instrumentele pe care le are și în România și în alte țări să reancoreze anticipările inflaționiste pe termen mediu. Adică acest șoc, odată ce îl depășim, acest creștere foarte puternică a inflației generată de prețurile la energie în special, când lucrurile se normalizează, se stabilizează, să nu mai avem o inflație atât de mare și să revenim în ținta pe care băncile centrale o au pe termen mediu. Pe termen scurt, e clar că vom avea o inflație mare. Deci va crește dobânda cheie pe măsură ce va crește și inflația. Da, și cred că față de runda anterioară de prognoză a BNR, surpriza este neplăcută și pentru Banca Centrală. Dacă vă aduceți aminte, în ultima conferință de presă a guvernatorului, ne-a prezentat o prognoză cu privire la inflație care arăta o inflație în scădere și în contextul acela era de anticipat să atingem cumva și un platou și la nivel de dobânzi. În condițiile în care inflația continuă să crească, probabil până prin martie-aprilie, e de așteptat ca și dobânzile să urmeze o traiectorie similară. Au început proteste ale sindicaliștilor Cartel Alfa din mai multe orașe ale țării pe acest fond al creșterii de prețuri. Angajați din sectorul public care cer măsuri guvernamentale pentru stoparea acestor prețuri la energie și gaz, stabilizarea inflației, spun ei, prin creșterea salariilor, prin creșterea pensiilor, oricum o să avem de la anul. E asta soluția sau... Din păcate, inflația crește pe măsură ce cresc și salariile și pensiile. Din păcate, oricât de cinic ar părea, nu este o soluție. De ce? Pentru că riscăm să intrăm într-o spirală salarii-prețuri, adică dacă ai o problemă cu inflație foarte mare, nu ar trebui să crești foarte rapid salariile, pentru că asta ar inflama și mai mult inflația. Adică într-un context în care ai o ajustare puternică a ofertei, da? Că practic prețurile foarte mari de producție, costurile mari de producție, reduc oferta. Anumite bunuri nu mai sunt produse,
ele sunt mai scumpe, dar în orice caz avem o reducere de ofertă. Să stimulezi cererea, nu faci decât să pui o presiune suplimentară pe prețuri. Adică trebuie găsit și acolo un echilibru fin, cumva, cât de mult îmi permit și cât de mare ar trebui să fie creșterea veniturilor, că trebuie să fie o creștere de venituri, asta cred că ne trebuie să ne fie clar. Sunt multe familii care vor avea dificultăți serioase, n-aș plăti utilitățile, n-aș plăti facturile în general. Și atunci trebuie să ai o creștere și de salarii în sectorul public și de pensii. Dar ea trebuie foarte bine cântărită. Ce nu face guvernul? Ce ar trebui să facă guvernul și nu face pentru a stopa aceste creșteri de prețuri uriașe? Păi, cred că ar trebui să ne gândim un pic mai mult la rădăcina problemei și la, să zicem, la soluțiile de natură structurală. În energie, lucrul cel mai bun pe care trebuie să-l facă statul român în momentul de față este să investească el personal prin companiile pe care le are și să stimuleze investițiile și în zona privată în crearea de noi capacități de producție. Noi trebuie să producem mai multă energie. Da? Pentru noi, în primul rând, dar putem să producem și pentru alții. Adică asta este o măsură pe care trebuie să o aplicăm. Dacă ne uităm ce am făcut în ultimii ani, am amânat investițiile în Marea Neagră, dintr-un motiv care ne scapă. Măcar acum să le demarăm, nu e târziu nici acum, dar trebuie accelerat acest proces, să stimulăm investițiile în energie regenerabilă și avem un potențial uriaș. România, cred că e evident pentru toată lumea, are resurse energetice destul de mari față de alte state și pe care le poate exploata. Alții n-au. Noi suntem înzestrați de la natură cu resurse energetice destul de mari. Important este să știm să le valorificăm. Le transmitem celor care ne urmăresc acum, pot intra în direct cu noi, așadar 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vă reamintesc, Ionuț Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România, fostul președinte al Consiliului Fiscal, este în această seară în studioul Europa FM, vorbind despre prețuri și despre ratele pe care le avem cu toții la bănci. Cât ori mai putea crește, cu cât o să mai crească și prețurile la diverse produse, pentru că deja noi, dacă mergem într-un magazin și ne cumpărăm 2-3 produse, puțin probabil că o să plătim mai puțin de 20 de lei, 25 de lei chiar. Cum o să arate iarna aceasta pentru voi și care e cel mai rău scenariu? Și ne întrebăm și dacă intrăm în recesiune anul viitor, în 2023. Vă așteptăm în direct așadar. Ionuț Dumitru este în studioul Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Și ne sună ascultătorii și o să luăm telefoanele de îndată. Vorbeam ceva mai devreme despre recesiune și în ce măsură o putem evita. Dar intrăm acum în direct cu un ascultător și revenim la această întrebare. Vă ascultăm, bună seara! Bună seara! Vă auzim! Ce întrebare aveți pentru noi? Dacă ne auziți, noi... Bună seara! Și dumneavoastră! Vă rog întrebarea! Perfect! La ce bancă pot apelez eu dacă trebuie să produc energie, să îmi pun panouri solare, din cauza că niciun instalator de panouri solare nu montează panouri solare din cauza că o luați apă cu statul și nu-i s-o da banii. Cu dobândă de 10%, eu nu prind curajul să-mi pun panouri solare. Am avut o societate, am avut 50 de oameni, am 27 de oameni. La ora actuală sunt în linia de plutire. Dacă merge așa, la 1 decembrie închid. Că merg în pierdere. Muncesc, curent și gaz. Mulțumim tare mult pentru că ați intrat în direct cu noi. Cum vine asta? Și ce ar putea face? Sunt foarte multe programe cu finanțare chiar parțial nerambursabilă. În PNRR, spre exemplu, au fost deschise deja destul de multe măsuri și vor mai fi și în perioada următoare, dedicate exact pentru acest lucru, pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul companiilor, pentru să schimb tehnologia de producție, să schimb motoarele electrice, să schimb liniile de fabricație, care să consume mult mai puțin decât o făceau înainte. În același timp, pentru investiții în regenerabile, să zicem, în producție de energie regenerabilă, și cel puțin din clienții noștri au apelat foarte mulți la astfel de programe și și-au pus panouri fotovoltaice pe, să zicem, pe halele de producție, adică au investit și au devenit deja și producători de energie, pentru că energia respectivă, neputând o stoca, să zicem, sau soluțiile de stocare fiind destul de costisitoare, trebuie să o livrezi în rețea. Da? Și, practic,
plătești o factură la energie mai mică decât o plăteai înainte. Și probabil că e un calcul economic care dă cu plus, da. Intrăm în direct cu un ascultător, Europa FM. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Vă ascultăm, ce întrebare aveți? Bună seara! Sunteți în direct și vă auzim foarte bine, să știți. Care e întrebarea? Așa că o întrebare. Câte resurse ai pământul pentru energie? N-am înțeles întrebarea, dacă o puteți repeta, vă rog. Dacă e așa scumpă energia, câte resurse ar avea pământul? Sunt limitați gazele naturale, petrolul? Pentru că resursele nu sunt nelimitate. Cam nelimitați, doamne, când o să dea foc, o să aibă de unde să iei foc la pământ. Altă întrebare, dacă statul român ajută pe cei cu venituri vulnerabile, ar trebui să facă invers proporțional. Deci unul care nu are niciun venit îi dai 100 de lei, dar unul care are un leu îi dai 99, ca și cel care are un leu și cel care are zero, la în final să aibă aceeași sumă. Care are 50 de lei, dai 50 de lei. Nu poți să ajuți doar pe ăla care are 0 lei și pe unul care are un leu să nu-i dai nimic. În final trebuie să aibă toți la fel. Mulțumim tare mult pentru că ați fost în direct cu noi. Cum și cât ar trebui să ajute statul și în ce proporție, în funcție de venituri? Sigur că schema de compensare, spre exemplu, la energie electrică, e un pic nu e foarte bine fundamentat. Adică dacă ai un consum de 255, ești compensat. Dacă ai un consum de 256, spre exemplu, ești necompensat. Adică poate cel care are 256 are o familie mai mare și e mai vulnerabil, nu are venituri foarte mari față de cel care are 250 și e compensat și poate nu are probleme financiare. Adică nu s-a gândit o schemă de țintire, să zicem, a acestor subvenții sau plafonare la cei cu venituri mai mici și cei mai vulnerabili, să zicem. Că ei sunt, de fapt, cei mai vulnerabili, cei care au veniturile mai mici. E și complicat, pentru că dacă ne uităm cum arată schema aceasta de compensare, o să vedem că e un efort foarte mare chiar și pentru cei din domeniu să factureze, spre exemplu. Sau mulți dintre ei au anunțat că amână emiterea facturilor pentru a se pregăti cumva și a face calculele așa cum trebuie. Ați văzut că primim regularizări și de acum un an de zile, adică facturi care să mai corecteze din ce s-a facturat în trecut. Adică schema a devenit destul de complexă. Dar acum, așa cum spuneam și mai devreme, statul trebuie să gândească un mecanism care să țintească mai bine oamenii care au mai multă nevoie. Că nu toți au nevoie. Da? Spre exemplu, m-am auzit recent de o măsură de a ajuta pe toți locuitorii din sectorul 1. Exact. În condițiile în care mulți dintre ei au venit urmari. Adică de ce ar trebui să ajut pe toată lumea? Că nu am resurse să o fac. Am resurse limitate. Încă un ascultător, Europa FM, alături de noi. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, mă ascultați? Vă ascultăm, vă auzim foarte bine, vă rog. Ok, eu o să pun o problemă. În momentul de față, toată inflația asta, mi se spune că vine din partea consumului de energie. Da. Ok, mă uit pe un site în momentul de față, sistemulenergetic.ro. România este exportator. De ce plătim 5 lei pe kilowatt? Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule Dumitru. Da, e o întrebare bună. În primul rând, în momentul ăsta, probabil, nu m-am uitat pe cifre, dar probabil că în anumite momente România exportă energie electrică. Energia electrică știm cu toții că nu se poate înmagazina. Adică ce intră în sistem trebuie să fie și consumată. Dacă ai un surplus, trebuie să-l exporți. Deci, practic, noi avem momente în care exportăm, dar avem și momente în care importăm. Adică dacă ne uităm pe, nu știu, producția de energie din surse regenerabile, eoliene, fotovoltaice, la anumite momente eolienele nu produc sau fotovoltaicele în timpul nopții nu produc. Și în momente de consum mai mare poți să ai importuri. Întrebarea însă rămâne, și am punctat-o și eu la începutul discuției noastre, având resurse energetice destul de mari, da? Și avem o dependență de importuri mult mai mică decât a altora, de ce plătim totuși un preț de piață neplafonat, să zicem, care este printre cele mai mari din Europa? Asta e o întrebare validă. Ne întoarcem la ascultători, Europa FM, în direct cu noi acum. Bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vreau să-i răspund invitatului dumneavoastră, să-i spun că noi plătim un preț mai mare pentru energie, deoarece celelalte surse, fotovoltaic și
eoliene nu sunt destul de extinse în țara noastră, întrucât statul român nu ajută la demararea acestor proiecte. Iar prin vocea dumneavoastră suntem încântați să puteți trage un semnal de alarmă din partea statului român ca în loc de aceste scheme de compensare să ne poată, să ne poată ajuta sau să poată subvenționa montajul acestor panouri fotovoltaice. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi. Da, iarăși un punct valid legat de, să zicem, stimularea investițiilor în resurse sau în energie regenerabilă. Dar dacă ne uităm la mixul energetic din România, avem un mix energetic destul de bun. Avem și nuclear, avem și hidro destul de mult, avem și regenerabile, eoliene, fotovoltaice, avem și complexul energetic Oltenia, să zicem, care produce din combustibil fosil. Deci avem un mix energetic relativ bun față de alte state, însă, într-adevăr, putem stimula mai mult partea asta de regenerabile, că avem potențial foarte mare. Adică, spre exemplu, citeam recent, Grecia își produce aproape toată energia electrică din regenerabile. Da? România are potențial foarte mare și, într-adevăr, efortul birocratic este unul uriaș. Dacă ne uităm la ceea câte avize ai nevoie să faci un proiect de eoliene fotovoltaice, e un calvar, da? Mult timp, mulți bani investiți și multe bariere administrative. Ar trebui simplificate lucrurile ca să accelerăm dezvoltarea acestor investiții, pentru că, așa cum spuneam, o rezolvare structurală a problemei este să producem mai multă energie. Ultima întrebare, domnule Dumitru, sincer, evităm recesiunea anul viitor? Cu greu, ca să răspund foarte sincer. Nu avem date în momentul acesta, să spunem, în mod cert, vine o recesiune pentru noi, peste noi, dar dacă zona euro, așa cum o estimează Fondul Monetar Internațional, Germania sau alte țări de prin Europa vor avea recesiune, probabil că și noi cu greu vom evita o astfel de recesiune. Dar avem șansa să o evităm. Polonia, spre exemplu, în criza financiară, n-a avut recesiune, pentru că a luat fonduri europene. Deci toate țările din Europa au avut recesiune, Polonia a fost una dintre țările europene care n-a avut recesiune. De ce n-am putea să facem și noi lucrul ăsta? Că avem, încă o dată, resurse uriașe alocate. Ce ar trebui să știe oamenii? Dacă nu evităm recesiunea, cum vor trăi anul viitor? Urmează o perioadă destul de grea pentru toți. Pentru că vor fi facturile din perioada de iarnă, când consumurile sunt mult mai mari. Factura de energie termică, încălzire, a crescut foarte mult în toate marile orașe, dublat, triplat în multe dintre cazuri. Și atunci, cu toții, va trebui să ne gestionăm mai bine consumurile. Adică nu e nimic rău în a-ți a mai închide din becuri, spre exemplu, adică mulți spun, o aruncă pe faptul că așa faceam înainte de 89. Nu, dar este absolut normal să nu mai irosim resursele energetice. Și asta trebuie să facem toți. Că nu numai consumatorul casnic, și consumatorul industrial, și v-am spus, sunt foarte multe companii care au investit și investesc pentru că conștientizează problema, pentru că este soluția lor de a supraviețui în ultima instanță, că dacă nu fac investițiile astea, nu supraviețuiesc, ei trebuie să-și îmbunătățească eficiența. Mulțumim tare mult, domnule Dumitru. Vă mai așteptăm în studioul Mulțumesc Europa eu. FM. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mâine vă așteaptă în Piața Victoriei colegul meu Tudor Mușat. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.